și se auzea un sunet înfiorător. S-a uitat în stânga și în dreapta, dar n-a văzut pe nimeni. A pornit încet spre cort, dar sunetul era din ce în ce mai puternic. L-a luat-o la fugă spre cort și a început să strige: "Săriți un monstru!" Au fost ultimele lui cuvinte. Și ce s-a întâmplat cu el? Nu se mai știe nimic de el de atunci. E doar o poveste ca să ne sperii. Și eu chiar am nevoie la toaletă. Trebuie să te ții până răsare soarele. Nu pot, am vezica mică. Cine te-a pus să bei atâta suc? Mi-a fost sete. Eu zic să ne ducem cu toții la toaletă, că nu pățim nimica. Mi-e frică, dacă vine reptila după mine, fac pe mine. Dacă apare reptila, nici nu mai contează dacă te scapi pe tine. Ba da, reptilele nu te mai mănâncă dacă miroși urât. Treaba voastră! Dacă nu vă mai întoarceți, eu o să am o nouă poveste, dar despre voi... Eu mi-asum riscul. Aoleo, ce-a fost asta? Cine e acolo? Ești om sau... Stingeți repede lanternele. Poate nu ne simte. Poate nu ne atacă dacă stăm în cort, nu? Sigur! Cortul e ca o fortăreață! Orice monstru își pe dinți în foaia de cort! Poate sunt animale sălbatice. Au venit după resturile de mâncare. V-am zis eu să nu lăsați mâncarea descoperit. De ce? Erau doar resturi. Pentru că lupii și urșii simt mirosul de mâncare de la zeci de kilometri distanță. Or fi lupi sau urși, nici măcar nu știu pe care îl prefer să mă mănânce. Cred că au plecat. Ai întârziat, frate. Abia am scăpat de-ai mei. Bine ați venit în Club 40 Camping. Eu mă duc să-mi schimb pantaloni. Păi și când plecăm în excursie? De ce să plecăm în excursie când poate veni excursia la noi? Dar aici nu e ca natură. E mai bine ca natură. Afară e frig și se pregătește să plouă. Da, dar mirosul de natură e diferit. Miros de bran. Plus aer rece și condiționat. Hai să-ți fac turul campingului. Aici, în sufragerie, îți instalez cortul. Dacă nu ai, îți improvizez din pături. Șt, în liniște, cai se vânează. După cum vezi, aici poți învăța să vânezi. Ce vânezi, aia mănânci. Ai se pescuiește? Șt, în liniște, că speriați carasul. Cum merge? Trage ceva? Tu ce faci? Nu mai pescuiești? Pescuiesc eu mai încolo, deci... Slab, dar plăcerea costă în așteptare. Super, cred că o să aștept și eu, adică o să pescuiesc. Colorata, colorata, mâine meața e gata! Păi de ce durează atât de mult? Păi eu v-am păzat pe fundalar, dar adaug un decorcat de pădure, ca să aveți și arăta acasă când vă întoarceți. Păi și dacă adaugi fundalul pe calculator noi, de ce mai trebuie să ținem crengile astea? Ca să pară mai 3 de poză! Aoleu, avem țânțari! Nu, nu i-o omorâm, avem nevoie de ei! Ai băgat țânțarul ăla în gură? Conține proteine, puține, dar dacă mai mănânc vreo 30 de țânțari e hrănitor. Dar de ce nu mănânci o banană? Nu vreau să mănânc mâncare obișnuită. Vreau să învăț să supraviețuiesc. Mâncând țânțari? Mâncând doar ce găsesc în natură. Dar aici nu suntem în natură, suntem în apartament. Mâncând doar ce găsesc în apartament. Țânțari, muște, moli și sper și șoricel dacă prind. Carnea de șoarec, cică-i ca cea de pui.
niște insecte prăjite bine, ci că sunt ca fisticul. Iar carnea de broască... Gata, încetează! Noi nu vrem să supraviețuim! Mie nu mi-e scârbă. Adică tu ai mâncat insecte și alte vietăți? Dacă n-aș avea altceva de mâncare, da. Te dai mare. Ba nu, important e să mănânc tot timpul. Serios? Imaginează-ți o porție plină cu lăcuste și cu niște larve de fluture pe margine și cu niște gândași de colorado și o salată de coro. Și cărăbuș la desert. Cașcaval, trei salame, pulpe de pui, chipsuri, baxuri de apă și suc, ciocolată de rest, am uitat ceva? Rume pentru pescuit. Da, da, n-ar merge niște rume. Nu cumpăr nicio rumă pentru pescuit. Păi și eu cu ce mai pescuesc? Măcar o cutie de vin pentru pescuit. Da, da, și niște vierme aș mânca. Nu cumpăr nicio rumă și nicio vierme. Nu aveți decât să improvizați mumela din mâncarea pe care o cumpăr. Bun, să mergem la cumpărător ca să ne tihnească weekendul. Eu deja nu mai pot de foame. Și eu la fel, pachetul de acasă s-a terminat repede. Așa e la aer rece, foamea e mai puternică. Succes la cumpărături! Nici o grijă, mâncarea vine imediat. S-a rupt cheia în ială. Crezi că o pot scoate de acolo? Totul se rezolvă cu răbdare și minuțiozitate. Muncă de chinez, dar scoatem noi la capăt. Ați mai făcut așa ceva? De multe ori. Acasă când fratii mei ajur pe aia neală, tot eu îl salvam. Dar o să dureze. Cam cât o să dureze? Că eu nu mai pot de foame. E, nu fă-ți anota. Poate câteva minute, poate câteva ore, depinde. Deci mai întreb o dată, nu are nimeni la el un telefon mobil? Nu! Dar cum ați plecat-o la pădure fără un telefon la voi? Dar tu cum ai plecat? Care la care îmi răspunde obraznic? Nu vă enervați că se pare că am reușit sau nu. N-a mers, dar nu renunțăm. Jumătate de ucenie. Păi avem așa, vreo 2 biscuiți, o Eugenie, o gumă, 4 stixuri și un ciupa-ciups. Cum le împărțim în mod egal? Eu nu vreau nimic. Eu supraviețuiesc cu... Ce prind? Super! Altcineva mai vrea să supraviețuiască? Nu, vreți doar mâncare din civilizație în loc să învățați de la Costin. Uitați-vă la el! Uitați ce făcuțe sănătoase are! Bă, ai ciordit un stix! Nu, nu! Și atunci ce morfei? Aveam ceva printre dinți de când am plecat de acasă. Bun, mă duc să-i servesc și pe ceilalți. Las că mă duc eu! Ok, eu aleg mai de mestecat, îmi dă senzație că mănânc mai mult timp. Adică nu mai curge nici apa la chiuveta? Ați văzut la egoista de Teo? Tot timpul are gura plină de mâncare, dar n-ar împărți cu nimeni. Da, dar nu știu pe unde o ține ascunsă, că am căutat și la ea în rucsac și nu e nimic. O ascunde pe undeva. Să dărâme poarta, ce să vezi, o curte plină cu mâncare, un cuptor de pâine, niște găini la rotisor, iar alături o fântână din care puteai scoate cola. Sună cam exagerat. Exagerat ești afară din cor dacă nu știi să apreciezi condițiile oferite. Dar ce am zis rău, doar că povestea influențată de foame. Hai afară, că nu continui povestea până nu ieși. Uite că nu ieși. Afară! Hai lângă noi să ne înghesuim ca să ne călzim. Dar în liniște, ca să ascultăm totuși povestea.
Înainte să se năpustească la masă îmbelșugată, flăcăii noștri... au început să năvălească pe ea și să mănânce ca flămânzii, nu? De ce vorbești peste mine? Ieși afară! De poftă am vorbit, dar... Afară! Aoleu, ce frig e! Pune ceva pe tine, că mi-a frigul și mai rău. Nu, vreau să învăț să supraviețuiesc, ca pe Discovery. Eu am văzut unii care n-au supraviețuit, tot pe Discovery. Înainte să se năpușească la masa îmbelșugată, flăcăii au făcut rugăciunea. Păi, Teo, tu trebuie mult pe acolo, de unde ai mâncare tot timpul? Ieși și tu afară pentru lipsa de solidaritate cu cei flămânzi. Afară! De lângă mine, că n-ai împărțit niciun dumicat cu mine. Ajutor! Mami! Tati! Turcești, izolează fonic. E chinezească. Așa am zis și eu, ușile chinezești izolează fonic. Ce ascunzi acolo? Doar niște fermite. Și nu te gândești să le împari și cu noi? Sfidesc cu salam acum. Trebuie să găsim ceva de mâncare, orice, numai să fie comestibil. Gândește-te, unde am putea găsi măcar un picuț de mâncare? Punem ușor momeala în câmpic și așteptăm cale. Calm și liniște e tot ce ne trebuie. Au tăiat gazul, tocmai acum? Nu disperați, supraviețuitorul știe cum să se descurce în orice situație. Crezi că o să mai dureze mult? Nu e ușor de aprins focul cu două pietre, dar nu trebuie să renunțăm niciodată. Niciodată cât înseamnă minute? Că se strică peștele. De fapt, știi ce? De sushi ați auzit? Ce sushi? Aș vă mai eu, dar nu mai am ce. Întotdeauna am crezut că o să mor mânca de moștri. Nu de foame. Nu o să ne găsească nimeni. Ba da! Când se întoarce proprietarea peste 10 ani.
Eu am scris un bilețel pentru ai mei să le cer iertare că am fost obraznică. Și eu că le-am găurit hainele și am dat vina pe Molly. Molly, yummy! Eu îmi fac o frânghie, nu renunț. Ăsta o să cadă la etaj, nu o să murim de foame, iar asta... Tu de unde mă așa pe gheață tot ai mâncare, frate? Păi mă duc și-mi cumpăr. Și cum ieși din apartament dacă ea l-a rămas blocată? Ea l-a rămas blocată, dar ușa a rămas deschisă. Și de ce n-ai zis mă nimic două zile? Păi am crezut că vă prefaceți ca să pară totul mai autentic. Oh!